este în plină desfășurare vânătoarea de criminali. Are loc, e aproape în stadiul de finalizare, primul proces prin care va fi condamnat, probabil la închisoare pe viață, un militar al Federației Ruse pentru crime de război. Rușii au declarat același lucru în legătură cu mulți dintre combatanții batalionului Azov care s-au predat în Mariupol. Mariupolul fiind în totalitate în prezent cedat rușilor, cucerit de către aceștia. Deci vom asista și de o parte și de alta la declararea unor militari drept criminal de război. Oare când se va opri acest măcel juridic de data asta?